Doi sportivi legitimați la CSM Călăraș secția canotaj s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an. Este vorba despre multiplu campion european Alexandru Chioseaua și multipla campioană Adriana Ailincăi. Chioseaua s-a calificat la Olimpiadă în urma unei curse epuizante la regata mondială de canotaj ce a avut loc în localitatea Lucerna din Elveția în perioada 15-17 mai 2021. Precizăm că la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-a calificat și Călărășanca Georgiana Vasile, legitimată în prezent la Clubul Dinamo. Este pentru prima dată în istoria sportului călărășean când doi sportivi legitimați la CSM călărea secția canotaj se califică la Jocurile Olimpice.